Mascăți au descins în mai multe zone din Pitești, în cartierul de nord și Războieni și la blocul G1, precum și la blocul Coremi, din Prundu și în Câmpul Lung. Vecinii celor percheziționați sunt surprinși de acțiunile oamenilor legii și susțin că aceștia sunt oameni liniștiți, despre care nu au cunoștință să vi săvârșit ilegalități. În acest moment, audierile suspecțiilor continuă, iar perchezițiile s-au încheiat, urmând ca procurorul să dispună dacă se vor impune descinderi și în zilele următoare.